9 alimente care te vor ajuta să construiești masă musculară. Atât nutriția cât și activitatea fizică sunt esențiale dacă dorești să ai un stil de viață sănătos și să crești masa musculară. Pe lângă o alimentație sănătoasă și bogată în proteine, pentru a crește masa musculară trebuie să și stimulezi mușchii prin exerciții fizice specifice. Alimentele bogate în proteine sunt foarte importante pentru creșterea masei musculare. Totuși, echilibrarea acestora cu alți nutrienți, precum carbohidrații și grăsimile, este esențială. Iată 9 alimente de top pentru creșterea masei musculare pe care le poți găsi destul de ușor și nici nu au un preț foarte ridicat. 1. Ouă. Ouăle conțin proteine de înaltă calitate, grăsimi sănătoase și alți nutrienți importanți. Proteinele sunt alcătuite din aminoacizi, iar ouăle conțin cantități mari de aminoacizi și leucină. Aceasta este deosebit de importantă pentru construirea de noi fibre musculare. 2. Pieptul de pui. Există un motiv bun pentru faptul că pieptul de pui este considerat ca o bază pentru obținerea de mușchi. 85 grame de pui conțin aproximativ 26 de grame de proteine de înaltă calitate. 3. Iaurtul grecesc. Iaurtul grecesc conține atât un amestec de proteină din zer cu asimilare rapidă, cât și proteină de caseină cu asimilare lentă. Unele cercetări au arătat că oamenii experimentează creșterea ale masei musculare striate atunci când consumă o combinație de proteine lactate cu asimilare rapidă și lentă. Iaurtul grecesc conține adesea aproximativ dublul cantității de proteine față de un iaurt normal. 4. Carne de vită. Carnea de vită are, de asemenea, o cantitate mare de proteine, vitamina B, creatină și minerale. Unele cercetări au arătat că prin consumul de carne roșie slabă poate crește cantitatea de masă musculară striată câștigată prin antrenament. 5. Soia. O jumătate de cană, adică aproximativ 86 de grame de soia gătită, conține 14 grame de proteine, grăsimi nesaturate sănătoase și multe vitamine și minerale. Soia este o sursă deosebit de bună de vitamina K, fier și fosfor. 6. Brânza dulce de vacă. O cană, adică aproximativ 220 de grame de brânză de vaci cu conținut scăzut de grăsime, conține 28 de grame de proteină și o doză importantă de leucină. Ca și alte produse lactate, brânza de vaci este disponibilă cu diferite concentrații de grăsime. Versiunile bogate în grăsime oferă mai multe calorii foarte importante pentru menținerea unui antrenament productiv. Alegerea tipului de brânză de vaci trebuie să fie ajustată consumului tău caloric. Indiferent de tipul pe care îl alegi, este o gustare excelentă pentru mușchi. 7. Fasole. Soiurile populare, cum ar fi fasolea neagră, conțin în jur de 15 grame de proteine într-o cană de aproximativ 170 de grame de fasole gătită. Sunt o sursă excelentă de fibre, vitamina B, magneziu, fosfor și fier. În plus, fasolea joacă un rol important în prevenirea bolilor degenerative cronice. Năutul este o sursă bună de carbohidrați și proteine. Fiecare porție de 240 de grame conține în jur de 12 grame de proteine și 50 de grame de carbohidrați plus 10 grame de fibre. Ca și în cazul multor plante, proteina din năut este considerată mai slabă decât cea a animalelor. Cu toate acestea, năutul poate fi o parte bună a unei diete echilibrate. 9. Arahide. O jumătate de ceașcă, adică aproximativ 70 de grame, conține 17 grame de proteine, 16 grame de carbohidrat și cantități mari de grăsimi nesaturate. Fiecare jumătate de cană de arahide conține în jur de 400 de calorii. Deci, dacă aveți dificultăți în a obține cantități suficiente de calorii pentru a vă mări masa musculară, consumul de arahide ar fi o modalitate bună de a obține niște calorii și substanțe nutritive suplimentare. În plus, se consideră că nucile cu coajă lemnoasă joacă un rol important într-o dietă sănătoasă în general. În concluzie, putem spune că numeroase alimente ne pot ajuta să câștigăm masă musculară. Multe dintre ele sunt bogate în proteine și permit mușchilor să se recupereze și să crească după ce au fost activi. Cu toate acestea, este de asemenea important să consumăm carbohidrați și grăsimi pentru a furniza combustibil pentru exerciții și activitate fizică. Depășirea unui procent de 30% de proteină din alimentația zilnică nu este recomandat și poate chiar dăuna corpului și programului tău de antrenament. Sper că ți-a plăcut clipul de azi. Apasă butonul de like, abonează-te și apasă clopoțelul. Pe data viitoare. Pa, pa!